Mă numesc Ionel Ivasiuc, sunt un producător de răsaduri și legume din satul Lugojel, comuna Gavojdia. Așa cum ați văzut în serele noastre, din ceea ce producem noi, folosim o tehnologie oarecum, așa zisă, avansată, mașini de spart, baloți, prese care presează în alveole, și cea mai specială care este acea mașină de însămânțat care cu siguranță ați văzut-o sau o să o vedeți. Practic, la mașina de însămânțat a venit o idee după ce am lucrat în Italia, în final, în agricultură, înainte să mă întorc în România, m-am inspirat de la niște alveole de răsaduri de la italieni și mi-am pus mintea la contribuții deoarece sunt un băiat inventiv. Mai știu și alții care mă cunosc că am mai făcut și alte lucruri pe lângă ceea ce am văzut. Eu mai am și alte invenții care n-am ajuns să discutăm despre ele, poate cu altă ocazie. Am făcut acea mașină dintr-o inspirație, cum am spus. Mă ajută mult la semănat pentru că ea este o mașină care poate să producă până la 80.000 de fire într-o singură zi. 80.000 de răsaduri, de plante vreau să spun. Este excepțională. Decât să țin 10 oameni, 12 oameni în spatele meu ca să lucrez manual cum lucrează alți producători, eu lucrez singur cu ea și nu depind de nimeni, nu depind de forța de muncă, pentru că cu forța de muncă este foarte greu în zilele noastre. Oamenii, unii, nu prea mai vor să lucreze, mai ales n-am treabă cu cei care sunt asistați sau ceva. Ca să nu depind de ei, eu mi-am pus mintea la contribuție și mă folosesc de tehnologia nu cumpărată, făcută de mine. Producem soiuri românești pentru că piața geme după soiuri românești și noi producem ceea ce vrea clientul și nu ce vrem noi, începând de la roșii, ardei gras, gogoșar, capia, conopidă, castraveți, varză pentru murat, pentru pus la butoaie. Toate sunt o delicatețe, ne străduim cât mai mult să le producem să fie cât mai mult bio, folosind în special gunoi de grajd, adică gunoi de oaie, facem dezinfecții cât se poate natural cu var pentru combaterea insectelor, mercilor și altor dăunători. În perioada asta suntem în faza răsadului care va veni pentru grădinărit, care va apărea pe piață începând din 20 aprilie. O să apărăm, cum am spus, cu toate legumele cu răsaduri în alveole. Am avut și vom face la fel pentru clienții noștri, prețuri foarte mici. Acum nu le voi mai spune, dar o să anunț ulterior. Deja clienții și știu, pentru că sunt foarte mulți urmăritori care mă urmăresc pe Facebook și pe YouTube și așa că e deja știu despre cine este vorba și lucrurile pe care le facem noi. Eu acum nu vreau să laud așa de mult ca să las impresie că aș vrea să laud atât de mult produsele. Eu vreau să spun de fapt ce îmi transmit clienții, pentru că mie clienții îmi scriu mereu, în privat, pe public sau mă sună pe telefon pentru că totul este la vedere și eu îmi dau seama cât de bine am lucrat. Pentru că dacă clientul este mulțumit, înseamnă că și eu am făcut lucrul așa cum trebuie și când el este mulțumit și eu sunt foarte mulțumit de ceea ce fac.